Bună ziua! Ne vedem la un nou episod cu substantivul. Substantivul cu care am început morfologia. Substanță, nume, pronume și toate celelalte din episodul anterior, cu roșu pe care insistăm, pe care îl vedem pe abțibildul de pe primul deget, sau pe ștampila cu 5 petale. Floricica purpurie e substantivul cu 5 forme numite cazuri. Cazurile substantivului, cele care s-au preluat din latină, am renunțat la ablativ, cazurile sunt nominativ, genitiv, dativ, acuzativ și vocativ. Nu insistăm pentru că nu e o lecție propriu-zisă de gramatică. Pe ce insistăm? Pe formele substantivului de singular și plural. Deci, în afară de aceste cinci petale, când analizăm un substantiv, primul lucru pe care îl spunem este felul. Un substantiv simplu sau compus? Un substantiv comun sau propriu, adică un nume. Un nume comun, rață, sau un nume propriu, care se poate transforma din nume comun, din substantiv comun, în substantiv propriu. După ce am spus felul, simplu, compus, ca formă, substantiv comun sau substantiv propriu, constatăm că are genuri, masculin, feminin, neutru. Poate fi la numărul singular sau plural și poate avea diferite funcții sintactice. Cam multe despre substantiv. Și atunci, din multitudinea aceasta de forme, care alcătuiește, multitudinea alcătuiește declinarea, ne oprim la una aparent simplă, pe care o cunoaște toată lumea. Numărul substantivelor. Și atunci, avem substantive nume de meserii. Le găsim în noul dom, în domul 3, cu forme duble sau simple, de singular și de plural. Și să dăm câteva exemple. Deci le așezăm în dreptul degețelului roșu. Și avem aici denumiri de meserii acceptate de domn, arheologă sau arheologă, hidrologă, hidroloagă, filologă, filologă, biologă, biologă, nu o loagă de ambele picioare, radiologă, radiologă, cardiologă, cardiologă, merceologă, merceologă și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe căutațiile. Sunt acceptate și sunt foarte interesante, chiar dacă mulți nu sunt de acord cu ambele forme. Trecem la substantive cu plural multiplu. Deci forme mai multe de plural. Și aici două categorii cu același sens. Să auzim. Deci, cu același sens de plural, sunt complete sau completuri. Suvenire, suveniruri. Poate observați că sunt de regulă luate din alte limbi sau recent introduse ca neologisme. Coperte, coperți. Roate, roți. Rândunele, rândunici. Unele par foarte simple. La altele au fost discuții. De ce căpșune și căpșuni, vișine și vișini. Nu cumva e o diferență, și sigur este, între plantă și fruct? Tuneluri, tunele, bascuri, băști. Aici o discuție întreagă, pentru că mai există și bască, cea pe care o punem pe cap, dar există și bașcă băști, adică o magazie în care avem niște materiale. Corpuri,
corpi. Deja sunt sensuri diferite. Umere și umeri, cilindre și cilindri, centre și centri. Fiindcă sunt multe cuvinte în situația aceasta, cum le deosebim? Prin context. Deci numai un enunț, numai o propoziție corectă ne spune dacă avem calculi biliari sau facem calcule matematice. Bande sau benzi, arce sau arcuri, colți sau colțuri, soare sau surori, expresuri sau exprese, veste sau vești, tapiserii sau tapițerii, confuzie paronimică, fiindcă seamănă foarte bine formele, timpi sau timpuri, suporți sau suporturi, rapoarte, raporturi, funcții, funcțiuni și așa mai departe. Deci, repet, sunt plurale multiple cu același sens sau cu sensuri diferite în funcție de context, în funcție de enunțul pe care am reușit să-l construim. Dar sunt și substantive defecte sau defective de plural sau de singular. Adică au numai unul din cele două, sau numai singular sau numai plural. De exemplu, Galați, Iași, Bușteni, Tecuci, București, cu forma de plural aparent. Dar nu putem să avem și formă, fiind defect, fiind defectiv, un astfel de substantiv nu are și formă de singular. Icre, zori, ochelari, ghilimele, tăieței. Și altele cu formă aur, gem, ulei, argint, țiței, mălai, aparent numai cu formă de plural, deci defectiv. Volei, fotbal, basket, în general, numele de sporturi. Tenis, atletism, curente. Am avut mai înainte și curenți. Deci curente, creștinism, simbolism, romantism. Sau alte substantive de tip lene, rușine, cinste, teamă. Tot în funcție de context, atenție și la dicționar, vom construi enunțuri cu defectivele de singular sau de plural. O altă categorie, cea mai simplă în aparență, e cea în care pluralele, deci forma de plural înseamnă plurale și nu pluraluri, atenție, pentru că vom avea și plural în uri. Deci mă refer la plurale unice. Aceste plurale pot fi de trei categorii. Să le luăm pe rând. Pluralele în i, eseuri, implanturi, expresuri, fitiluri, motouri, finaluri, șemineuri, infarcturi, sloganuri. Atenție că acestea sunt aparent în i. Dacă ne uităm la ultimul, albușuri, gălbenușuri. În realitate trebuie să citim tot, adică uri. Deci pluralul este maiouri, piedestaluri, lăcașuri, nu lăcașe, profiluri, picnicuri, hoteluri, moteluri, nu hotele, nu motele. Deci, unul dintre plurale este în uri. Care e cel în i, cum am spus mai înainte? Aparent mai simplu decât uri. Da, depinde de substantiv, pentru că am un uliu, doi ulii, și când îl articulez, va fi ulii, cu trei i. Un lynx, doi lynx, cu i, dar și chinezi, francezi, japonezi, torenți, duzini, identități, crenvârști, coli, și nu coale, cicatrici, zacuști, foarfeci, piepteni, găluști,
tăieței, escroci și așa mai departe. Apare în simplu acest i, dar cuvinte multe și cu probleme. Ultimul dintre ele, din cele trei forme de plural, prima a fost cu uri, cu e și cu, cu i și cu e. Cele cu e, cele de la mijloc, sunt. Și întrebați pe cineva cum face piuă, un substantiv mai rar cunoscut, piuă, la plural. Pive. Parbrize, nu parbrizuri. Azalee, orhidee, maree. Atenție că au și forme asemănătoare cu cele de singular. Aeroplane, maratoane, canale, abcese, itinerare, chitare, bareme, tabele. Avem tendința, chiar la substantivele foarte cunoscute, să folosim forme duble. Domul nu le mai acceptă. N-avem baremuri sau tabeluri. Turnee, azile și nu aziluri, tavane, nu tavanuri, boschete și nu boscheți. Deci, atenție, că sunt mai mult sau mai puțin cunoscute. Toate aceste cuvinte nu se învață pe de rost. De asta avem dicționarul. Mergem la dicționar și aflăm și forma de genitiv dativ, și forma de plural, deci și cum se declină, și alte forme acceptate sau nu. Fără dicționar, nu putem. Ne vom întoarce într-un episod viitor la al doilea deget din cele 10, după ce am terminat cu substantivul, pentru că mai avem declinarea, cazurile și celelalte. Astăzi am discutat despre formele de singular și plural. Deci după ce terminăm cu acest nume, care din franceză a devenit la noi substantiv, discutăm despre articol, apoi despre adjectiv, numeral și pronume la declinare, verb la conjugare și celelalte patru neflexibile, adică adverbul, prepoziția, conjuncția și interjecția. Vă așteptăm în episodul viitor și vă mulțumim!